Așa cum este el definit acum, pentru că decizia finală aparține Parlamentului fără îndoială, dar așa cum trimitem noi propunerea către Parlament, examenul de bacalaureat este structurat pe două etape. O etapă care se desfășoară pe parcursul clasei a 12-a și care presupune evaluarea unor competențe, cum sunt cele de comunicare în limba română sau în limba maternă, de competențe digitale, acumulările pe care elevii le-au făcut pe parcursul anilor de liceu în ceea ce privește utilizarea calculatorului și evaluarea competențelor lingvistice, adică acumularile pe care le-au realizat în competențele privind însușirea unei limbi străine, evaluare care se va termina cu obținerea unui Europass, deci a unui certificat european, care se numește Europass și care este definit de Comisia Europeană ca atare și care are diferite niveluri de cunoaștere, de însușire a limbii străine. Examenul propriu-zis de bacalaureat constă în trei probe scrise, limba și literatura română comună pentru toată lumea, 3-4, că ne gândim și la cei care învață în limba maternă, deci limba și literatura română comună pentru toată lumea, matematica obligatorie pentru cei care fac secțiile științifice, partea reală, liceele tehnologice și o parte din școlile vocaționale, din liceele vocaționale, ne gândim de exemplu la liceele militare și obligatorie la istorie pentru cei din zona socio-umanistă și vocațională. Cea de-a treia probă scrisă de bacalaureat ar fi o probă la alegere din ariile curriculare specifice filierelor și profilelor pe care elevii le-au parcurs. În speță, chimia, fizica, biologia și informatica pentru secția, pentru zona științifică și economia, geografia, psihologia, logica, filozofia pentru cei din zona socio-uman. E posibil ca aceste schimbări să intre în vigoare chiar de anul școlar acesta? Sincer, îmi doresc să se întâmple acest lucru și cred că o asemenea simplificare, pe de o parte, pe de altă parte, modernizarea în sensul de avantajarea elevilor prin oferirea acestor certificate de competențe pe care le capătă pe parcursul liceului, mi se pare că ne-ar pune în situația să îi ajutăm mai mult pe cei care intră în clasa a 12. Acest lucru s-ar putea rezolva, dacă îmi permiteți, printr-o ordonanță de urgență. Cred că s-ar putea da o ordonanță de urgență în scurt timp, astfel încât elevii care intră acum în clasa a 12-a să prindă acest tip, să prindă de acest tip de bacalaureat, care este mai simplificat oricum. Deci ideea ar fi să intre de anul acesta în vigoare. Obligatoriu. Și dacă nu va intra în vigoare, da. Mai este un lucru pe care l-am convenit și ieri pentru trecerea de la gimnaziu la liceu și astăzi pentru finalizarea liceului și care eu cred că o să dea stabilitate sistemului și anume, la intrarea în gimnaziu, elevul știe cum se va finaliza trecerea spre liceu, deci la intrarea în clasa 5-a are deja metodologia după care va finaliza ciclul gimnazial și la intrarea în ciclul superior al învățământului liceal, respectiv în clasa a 11-a, știe cum va finaliza prin bacalaureat. Aceste certificate, practic, cât de folositoare vor fi celor care vor absolvi? Ei atestă competențele, aceste certificate atestă competențele pe care și le acumulează pe parcursul anilor de liceu și ceea ce ne-am spus este și faptul că în afara acestor certificate și în afara examenului de bacalaureat, cei care au terminat licee cu de specialitate, deci cu un specific bine conturat, primesc, pot să dea și o evaluare și primesc și un certificat de competențe profesionale, nivelul 3 de calificare, pe baza căruia se pot și angaja. Iată foarte multe schimbări la examenul de bacalaureat, posibil